frumoase astea, vezi, care au gazon și alea, poți să-și ia păpușoare de astea. Și are fâișori, poți să-și ia. Uite ce frumoasă zis. Pitici, alba, ca zăpada, sunt multe. Deci tu, ia-și tu de 50 de euro bucătări de acolo. Păi de unde? 50 de lei bucata. Na. Al mai mic, pitici, 50 de lei. Cocoșei, 30 de lei. Unde? Vezi că eu acum am vrut să încar și eu fierul și n-am făcut nimic azi. Nici de un langoș n-ai făcut? Nimic, nici langoșul nu cred că-l mănânc azi. Băieți ăștia de la Piatra Neamț se află aici la noi în județul Mehedinț, de la Strehaia încă 5 km după lunca banului. Băi, uitați ce mișto astea, păpușele astea. Super. Crezi că găsim pe aici? Bă, așa are zis omul ăsta de la bar. Da, de la pit, este un vasilică lung. Cam așa se întâmplă. Deci e problema că mangea vrea un purcel de Sfântă Maria. Acum, pe aici trebuie să faci dreapta. Da, nu, aici. Ba da, dreapta, fă aici. Nu, ba da. Pentru că de Sfânta Marie are praznic. Vrea să pună în ăsta, un purcel, vrea să-l bagă în cuptor. Bă, pe aici e, bă. Nu, nu cred că e aici mange, aici ne ducem pădure. Uite, ăsta aici are fermă. De purcei. Că știu că n-am mai uite, uite pe mama aia. Doamna! Unde stă Vasilică Lungu? Unde, mama? Gardul de ciment? A! Stai că vine, doamna. Prima casă aici pe dreapta. Ia treabă, poate are și mama aia. Ce care purcei de vânzare? Grăsuri. Nu, nu știu, cineva de la sau... magazin de jos. Nu știu dacă e acasă. Nu, nu. Hai că mergem până la el să vedem ce e. Unde? Casa asta mare? Da, aici. Prima casă. Mulțumim, să rămână. Cum știe baba, văzuși? Aici. Aici, la casa asta. Nu mai am tot. Deci, da, dincolo la bani. E închis, că nu e închis. Dacă scapă porcul, vai de noi, fraților. Ia uitați cât porc mare am găsit. Ia uitați. Porculețu! L-am găsit mangea, fraților, până l-am găsit în sate, am întrebat și am găsit porc bio. Asta e bio, frate, că le iei de pe sate. Ia uitați-l ce frumos e porc, cușorul.
Mai nu știu că rămâne 15 kg de carne, cred că rămâne. Asta la. Mergem la la rotisor. Ia uitați. Vrei să faci la rotisor? Da, să supe nașul Marian să-mi cumpere și mie un rotisor de la țări. Bă, dacă vrei, mă duc și eu rotisor și l-aduc acasă, că e la el. Da? Și facem la rotisor, dacă vrei. Și așa. Ia uitați. Ia uitați. Am căutat pe sate și am găsit aici în Poiana, lângă Florești. E mare porcul, bă. E tare, mi-e frică să nu dea din ușa afară. Da, râzi, dar uite miroasă ce-o făcut. Repede și-o fi făcut și nevoile repede în mașină. Ai văzut de câte ori pui porci gata, ei atunci își fac nevoile la tine în buz. Bă, om de treabă, bă, de unde am luat porcul. Am văzut și porci, da. Păi avea, cred că, peste 100 de porci acolo. Toată nația, maternitatea mare, și mici, și mari, și scroafe, ce n-am văzut în viața mea. Om de treabă. Ai văzut? Cum m-au lăsat la preț dintr-o dată, mă. Am zis că nu facem cu el, că cerea scump, nu știu ce, alea. Și dintr-o dată, atâta, gata. L-a și luat și l-a și pus sus în mașină omul. Am ajuns acasă, ia vedeți cine ne vizitează. Cine e fetița? Pervino. Cine e? Cum te cheamă? Pervino. Pervino. Așa, da. Da. Da, 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 am înțeles tot. Uite cum stă cu mânuțele așa. Am înțeles tot, uite, da. A venit la bobină și ea. Bobina mică. Bobina mică. Bobina cu minte. Hai. Bobina cu minte. Hai, uite pe așa. Joacă-te cu el, pune mâna pe el, pune-te mâna. Uite așa. Nu băgai sare pe pește. El e cu minte. Nu băgai în frigider, nu am urmă. Ia-le un țucine. Ia vezi cine e. Nu e la noi. Mafia. Bada la noi. Nu e la noi, e dubă cu aia, nu e la noi. Du de vezi. Bobina, te-am lovit. Oh, strâmută bobina. Hai sus, sus, hai. Hai sus, sus, sus. Ia lasă-l țară, lasă. Bobinuța. Sus, sus, hai, sus, sus, sus. Hai. Sus, 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 sus. Hai sus, hai. Oh, mă mușcă de pustă. Nu? Nu, se ne rup roșia. Nu! Ia de trecut în nouă porți. Hai sus, sus, sus. Hai bobina, sus, sus. Oh, mușcă fusta. Da. Încearcă să-și prindă coada, ia uite. Hai sus, sus, bobina. Hai. Hai sus, sus. Hai. Hai, hai sus. Bună tare, unde ai fost plecat? Nu ne spui și nouă. Am fost cu manja de și-a luat ăsta, cum îi zice, purcelaș. Că ei de Sfânta Maria au praznice, da, și alea. Cu baba și nu nevastă. De la Buța, de la Buța. Cu Marica. De la Buța. De la Buța. De la Buța. Asta, asta, asta. Că tăie cu ce e ce făciut? A tăiat? Da, da, l-am ajutat. L-a pregătit-o. Da. Da, l-am pus la la. De cine a tăiat iarba așa? Eu. Mai am în spate, dar mi-e frică acolo, că am pietru aia, mă lasă un umbru prin iarbă. Păi nu, dar să iau aia lui Zii, pe benzină. Uite ce am făcut, ce am făcut frumos, ai văzut cât era de mare aici în față. Da. Am măturat, am pus gunoaiele, da. Tot. N-am putut să mai tai o cotună, să mai... Ce faci mai bobină? Să mai faci, să tai un buienic, n-am putut. A, pot ce să tai, mă? Trebuie să mă duc să-mi iau de aia o cosiță mică de mână. Și dacă am ca să intru la buruieni. Eu dacă am... Și cum îmi dăduse mie ursul într-un an, am ținut minte, acum mi-a dus. Abunam acasă. Hai tu de aia, am două, tine. Am văzut ele ruginite din toate punctele. Păi nu, dă-i bună, o să intru cu ea în spate. Cu păizorul pe ea. A, nu, pe piatră, mama, am piatră, da. Să-mi adus-o cu o sofa. Da.
Sau mă duc să iau, că nu e așa scumpă. Nu, mă, dacă am eu acasă. 10 lei una. Nici nu mi-a trecut prin cap până acum să iau să dobor doar burienile ale mari cu ea. Vezi bobina ce-a făcut? Bobina, vezi ce-a făcut? Am curățat și eu peștii. A adus prietenul meu bucătarul peștii la mine aici. Mare. Erau mari, așa. Hai, și le-am spălat bine, le-am curățat. Am dus și lui Manja și mi-a rămas și nou. Acum am zis că facem și noi unul la tigaie, așa, cu mușdei de usturoi, mai târzi de o țără. Bagă saie pe el. Acum mă duc să mă n-am băgat. Bagă saie asta, e mâine să fie el gustos. Să fie gustos, da. Da. Și unul mai am între. Îl duc la Ada. Da. Uite, uite, bobina aia, uite, uite. Ia uite. Hai, hai, hai. Hai, uite. Vezi, se joacă cu mingiuța. Da. Aleargă cu ea. Da. Hai, bobina, vine un pas. Și cât e de cuminte, bobina? Da. Nu iasă poarta desfăcută și nu iasă afară. Lasă aici. Să după mine, când am mâncat eu acolo în gara asta, asta lângă mine, am aruncat și lui. Da. Că tu, bă, zic că nu e nimeni în curte decât eu la mine. Către eu trebuie să mă duc să-ți iau vaia de barberit, un gilet să te faci și tu, că... Da. Mă duc și eu să iau și eu pasile, nu mai am din așa. Da. Ia una din aia. Mamă, fieta Dana era acasă. Deci că auzi, nu te-a dus să iei medicamente, am auzit că n-ai avut medicamente de 20 de zile. N-am avut. Păi și nici nu i-ai spus, ai Dana dumne. Dar eu mai vine, mă să mă vede. Așa, să văd, sunt moartă, nu sunt, sunt vie. Nu mă fuge. Doar intră pe ușă și da, iasă. Da, veni dimineață, plecăm. Veni și la mine mai înainte. Sobră. Da. Vezi că bobina mai are o minge, dar nu știu unde e. Minge, bobina minge. Mai Sara, ce faci? Da, trebuie să văd la ea, mă, chema și ea să mănânc la ea, că făcuse tocană de mil, nu știu ce pe aici că am cumpărat. Și a venit după mine, am zis, da, nu pot să mă duc, că mă duc să duc pești, zic la ladă, să-i cură, să-i fac, nu am timp să... Vine și ea mine, dimineață, eu venit de la... Mă, Leuțu, am făcut și eu un vlog cu el, Cătălin. Cum m-a făcut și eu ciorba, ce nu stau, mă, Cătăline, deloc. A plecat cu Ion, m-a lăsat cu tot cu vlog. Da. Cu cine să filmeze dacă nu e acasă? Uite, am făcut și eu treabă pe aici, nu era iar acasă, numai așa. A plecat. Vezi? Are două. Are una acolo, mai are una aici. Bă, Cătă, ți-a zis Leuțu, uite, genașul Marian, că e, că e bun la... Ce vă? Nu știu, cred că e răcit. Știai, Cătă, că să nu te suna, să nu ți-a zis. Păi, i-a zis, mână, și nu i-a zis, Cătălin. A, că mi-era rău, zice, vorbea cu Leuțu în mașină. Da, da. Mi-era rău, că zice, n-ați văzut că a spus pe Tic-Peșa ce filma el acolo. Era la el. Acum e mai bine? E mai bine, luăm medicamente, se simte mai bine. O fi un virus, că răceau ceva. Da, pe toată lumea. Da. Că da. Mi-a zis că și nojata nu prea se simte bine. Da. Duia picioarele, mâinile, de pe aia, de mă. Și acum e mai bine? E mai bine. Leuțu suna să-l cheamă, să-l invită de sâmptămărie la noi. La a zis că nu mănâncă nimic. La ce să vin fină dacă nu mănâncă țălegiu? Am zis, vină că să fac pâi pe grătar, am zis că... N-are voie. N-am voie nici pe grătar, zice. Hai, ce mănânci? Păi nu mănânci, am zis, vină că să facem noi ceva de pui. Hai, cu mine, nu mai vin. Să vină așa. Dar cred că n-așa, o fi la servici pe tură, nu cine mai vorbi, trebuie să o fie pe ea. Da. Rider? Era la muncă. Ce mânci acolo? Oați, de obicei. A cățuță, de unde ți-ai luat rochea asta? Pierd. Sara! Chiamă pe Rider. Rider! Ce faci tu? Dar ai văzut că bobina se dă la Rider? Mă, nu lasă pe Rider, te-o luăm, mamă, în curte. A rămas să așteptă. Rider pitulat, numai acolo, în sub scândul. Uite, uite, nu-l lasă.
Da, auzi, a lătrat odată și Raider doar a murit la el. Imediat a fost și bobina. Da, gândi și nouă, dă-ți atunci la diapolă în priză. Raider. N-aveam nici apă asta, sunt bun. L-am primit pe leuțul de meloc cu sticle. Nu mă simțeam eu bine să mă duc cu mașina să iau. Bobina! Du-te după ea, Pierre, du-te după ea. Pierre, zi. Du-te. Cheamă-l în coa. Zi, Bobina, hai la joacă. Uite, Raiderul pe florile. Ia, ia-n ele, se dă-i. Pleacă! Pleacă, bă! Nu se dă-i în el. Pleacă, bă! Du-te, bă, Bobina, cum faci, bă? Mai cipa asta. Ce face, Bobina? Cu minte, Bobina. Doamne, acum auzi numai așa, că... O auzi acum numai așa, da, Bobina. Bobina, Bobina. Clămpănitoare. Cum zicea de câți? Clămpănitoare. Clămpănitoare. Wow, nu. Nu, tu ești frumos. De unde ai luat rochea asta, cum avea bunica mea? Hada. Dormi cu mine, toată ziua. Cu mine în pat. Hada, Bobina. Vezi că Bobina e periculos. Păi sună-i, unde-i mama? Nu e acasă, mă. Nu e acasă, mama. Da, unde-i acasă, pădure? Așa zicea mie, nu e acasă. Nu e acasă. Ca să nu vin după tine și să zică că nu ești acasă. Da. Da. Atunci a venit și a dormit cu mine. Am dormit amândouă. Să nu mă duc undeva. Să-l calu acolo, unde ea să mă vede ea. În pat. În pat. Sara. Să-ți dau ție pe Bobina acasă. Da. Uite, mama, așa-i trebuie eu un câine mic așa. Nu că țeava aia mare, de mă sperii eu de ea pe fata. Sari pe ea. Sari pe ea să sperii. Te sperii de că țeava ta mare. Da. De bibica. De bibica. Și a devenit foarte așa că țeava mare. Nu suportă lume străină în curte. Uite, mama, joul ce mama. De când stăteam eu la ei, nu intra nimeni în curte. Du-te! Dar cu mine e obișnuit-o. Eu o legam. Gamă! Uite, te-o lângă, mă! De ce zice, mă, în altă limba asta, mică? Chinezoică. Doamne, nu? Cu cine seamănă ea așa frumoasă? Eu. Cu cine seamănă? Eu, baba. Cu tăicuț, ia. Hai, da! Cu cine semeni? Cu baba? Cu cine semeni tu? Pe cu mântână. Mamă. Cu mamă. Cu mama, nu cu mine. Auzi, mă întrebă Denisa de tine. Ia pupă pe Denisa, că te vede. Pupă, pe Denisa te pup. Denisa, pup. Trebuie să-mi adu ruși de acolo și orje, mamă. Acolo, orje, lăuțul. Da, și lanțul vrea. Denisa, trebuie să-mi adu lanț. Lanț. I-a dat lanțul, Denisa vrea. Mai pupă. Unde-i cercelul? Cercelul. Cățelul ori cercelul? Să vezi acum te cheamă toată ziua la câini. De ce zice mie baba? De ce îi spui lui mama, îi spui babă și nu mi-ai spui mamă? Cine te-a învățat? Ce da? Te-a învățat? Nani. David. Nani te-a învățat, David. Da. Te-a învățat David. Da. Ce zice? Ce zice David? Nu, crezi. Ce zice? Ce zice? Ce urc de căprioară are? Spicuși. Să nu te idiot, spune. Hai, spune și pe mine scuipasa, nu mă idiot, să ai tot mai ciungat. Tot până ai o răsare că răstu. Dar unde tot ciungat ce dat așa, hai? Dar e și la românul la fel când ca să nu ioți copilul să te pui scuipat pe frunte? Da. Nu știu. E și la românul la fel? Scrieți un comentariu. Hai bune bune. Ia cu tu la trup. Hai da, tu mă lângi mea. Eu cred că numai la mine. Hai da. Câța. Mai te cheamă Câța? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Sara. Câța. A, nu Sara, Câța. Nu, Sara! Câte porci ai? Nu, Sara! Avea câte porci ai ea? Nu căpici. Câți porci ai? Doi. Nu, la mie? Doi. Da. Nu, nu, ia asta aia. Cât ai? Trei. Trei. Păi că serios, câți porci ai? Și eu n-am unul, cu oție și tu ai trei. Ați mai luat unul? Am mai luat unul, de aia zice. Mai ne-a luat
Ai mai luat un porc? Unul mic cu el. Cât e de mare? Cât bibica. Cât bibica? Bibica, da. Și ai lanțe mari? Da, mai. Nu-mi dai și mie unul? Da. Unu. Nu, că le are pentru botez. Nu-mi dai și mie unul? Sau le iei pentru botez? Le-ai pentru cutuciu. Când e? Ai dai cățelușul, nu auzi? Auzi! Îți dau câinele și îmi dai porcul. Da. Păi dai cățelușul să-ți dă porcul. Da, și la botez ce face? Botez. Auzi, Sara, ai mai vorbit cu nașul tău? Ai mai vorbit cu nașul? Da. Vorbit dimineață. Da. Ai vorbit cu el? Da. Nu dimineață. Are dimineața. Are în dință, zice, că are un os în dință. Are un os. Dar mai zice și pe țigănește. Hai, hai, vină cu mine să-i dăm papa. Hai să-ți arăt, are papa. Leo, ia frigider, aducă castronașul ăla să mănâncă Sara puiul, nu dă la câine. Bobin, atâta ciotorești acum. Să o vedeți, toată ziua aia nu-i acum în casă. Bobina, da, Bobina. Bobină, Bobină, da. Mamă, mă duc să fac pește, să dau sare pe el. Hai, hai să-l tăiem. Mamă, l-am pregătit, e tot. Hai la masă. Bagă stai. Bagă stai pe el. E așa, Bobina. Nu punem uleiul. Bică, nu le mănâncă, nu le mănâncă. Ia să vedem. Mănâncă ăsta, mai. Lasă-ți, le dau lui mea din acum, le mănâncă. Și mi-e apa. Unde pune asta? Stai, Sara, să-i punem papa undeva. Eu punem aici, în divetă.